Anul acesta, pentru lucrările de restabilire a marcajelor rutiere în capitală, a fost alocate 5 milioane de lei. Trecerile pietonale nedirijate de semafor, noi le vopsim alb-roșu pentru a atenționa șoferul să fie mai atenți. Un kilogram de vopsea e în jurul la 40 lei. Pietonii spun că, indiferent de culorile zebrei, se asigură înainte de a traversa strada. Мне кажется, ничего от этого не изменится. Нужно или светофор, или... потому что это зебра, это, ну... Мы очень дрята, что стоим, как сын, который не шну свой это зебры. Не шну свой это есть, ну и мерк мать парти. Просто и колб, прав и оки. Все и ангажаменты, сколько кальтатив, да. Да ну, аж оди оки луми. Гаранции эпиденсали саптамана-доу. Specialiștii spun că indicatoarele și marcajele rutiere sunt inutile dacă sunt instalate în locuri cu vizibilitate redusă. Dacă indicatorul nu se vede, nu pot în capul meu să desesc marcajul dacă el lipsesc. Înseamnă că nu am după cine mă conduce, înseamnă că eu nu trebuie să cedez. Îndeplinesc doar ceea ce văd. Fiind una dintre cele mai aglomerate zone din capitală, trecerea de pietoni de la piața Dimitrie Cantemir din sectorul centru este și foarte periculoasă. Vedeți, marcajul rutier este aproape inexistent, iar mașinile parcate pe marginea carosabilului și amplasarea indicatorului într-o zonă cu vizibilitate redusă pot cauza accidente rutiere. Anual, autoritățile municipiului Chișinău reînnoiesc sute de kilometri de linii de demarcare și zeci de mii de metri pătrați de treceri pietonale, pentru care cheltuiesc milioane de lei.